Au deschis scorul războinicii, dar au reușit faimoșii 2 puncte consecutiv. Scorul este 2-1 și avem ultimul duel al acestei serii. Elena împotriva Carinei. Le ajută Eni și Ghiță, de partea cealaltă Iancu și Lola. 3, 2, 1... Balansul a început pentru cele două echipe. Aruncă prima Carina, prea scurt însă. Elena încă se concentrează, așteaptă momentul potrivit. Probleme pentru Elena, încă o dată aruncă de partea cealaltă, războinică, ratează și a doua oară. Elena acum aruncă, a fost aproape. Intră mingea pentru faimoasa, avantaj pentru echipa roșie. Așteaptă Carina! De partea cealaltă Carina scapă mingea. Aruncă din nou Elena, scurt! Probleme pentru Carina, nu găsește mișcarea potrivită încă. Elena este tot mai sus, este împinsă tot mai puternic de către Eni. Iată, Carina reușește să restabilească egalitatea. Ia o ghiță repede. A reușit și războinica o lovitură bună. Egalitatea între cele două fete, mai au nevoie de câte 2 mingi în coș pentru punct. Greșește Elena, prea scurt. Carina scapă mingea pe spate. Aruncă Elena cu boltă, prea scurt însă. Lovește marginea coșului. Acum Carina lovește între cele două coșuri. Au nevoie de a doua lovitură bună fetele. Care o va reuși până la urmă? Așteaptă! Ratează amândouă. Lovituri repetate, greșite. Încă o dată, boltă, bună lovitura Elenei. Avantaj pentru faimoasa acum. Probleme pentru Elena, trebuie să ridice mingea deasupra capului. Să vedem acum, aruncă Elena, egalează Carina. Egalează Carina. O singură lovitură le mai desparte de punct. Care o va reuși? A scăpat Elena mingea, se întorc din nou fetele, aruncă prea jos Carina. Elena se concentrează și mai mult, primește balans din partea lui Emi, dar încă nu aruncă. De partea cealaltă războinica încă are aruncări repetate, dar prea scurte. Să vedem ultima lovitură. Cine o va reuși? A fost aproape Carina, ratează însă. Scapă Elena mingea. Probleme pentru Elena. Să vedem dacă va reuși să mai recupereze. Mingea prea scurtă. Aruncă greșit Elena. Din nou Carina se pregătește să arunce între coșuri. Aruncă și Elena. Lasă-o, frate, hai! Probleme pentru ambele fete. Este greu jocul acesta pentru ele. Nu găsesc concentrarea potrivită. A fost aproape Elena. A lovit marginea coșului Elena. A fost cel mai aproape până acum de a aduce punctul. Prea scurt pentru Carina. Ratează din nou Carina. Probleme pentru faimoși. Au scăpat mingea. Probleme și pentru războinici. Sunt epuizate deja fetele. Și acesta este doar primul lor duel. Puternic a aruncat Carina acum însă pe mijloc. Este punctul faimoșilor. Reușește Elena într-un final. Lovitura a treia. Este 3-1 pentru echipa roșie. Bravo, merge mai bine. Am văzut. La bine. Da, și eu am încercat prima tură cu o mână. Cine mai bun la echipă? Era la băgat. De la început, de la început. Semn. Hai că vedem, până la. Te gândi la concediu, la concediu, la alegeri, pe cine alegi? Da, îmi iau pe Andrei. Așa, și atunci o rămâne cu... Îmi iau pe Lola. Eu rămâne cu Emi, și tu Lola, și tu... Emi. Emi, nu cred că... Da, nu-i vorba. Nu, nu, iau pe Andrei. Special cum a fost acum. De ce faci? Dacă tu nu o ții bine și știi că n-ai forță, dai noda. Mă faci pe mine să alerg continuu. Îmi scăpa din mână pentru că mi-o dădeai. Știi cum mi-o dădeai? Nu dai, nu dai atunci. Păi n-aveam cum să mi-o aranjez. Nu mai dați din prima când face. Stai să fac avansul mai mare. Mi-a scăpat de o grămadă de ori, îmi scăpa pentru că n-ai cum să o ții ca fată de la mine. Nu zic, pentru că mai de jos. A fost toată lumea? La nostru trebuie. Ce? Acum alegem iară, nu? Calm. Da. Ați văzut cum e acum? Da. Încearcă să faci priza mai mare, așa. Elena a zis prima, Andrei. Și după, Elena să aleagă prima? Da, Elena prima. Da? Bine, eu pe că Emanuel... Nu. Haideți, cum vreți voi. Cine vrei să iei? A zis că Lola dă rău de tot. Lola dă rău de tot. Da. Bun, fii atentă. Hai. Ia. Eu de pe Lola. Păi nu, că după aia ne alegi și nu mai vrei. Păi da. Hai, s-o cumpli. Hai, dă-i așa. Facem așa? Da, ia-o tu. Nu, bun, hai.
contează să faceți ce am vorbit, vă rog. Puneți la fete, mă refer. Da, da, da. Puneți-o cât mai bine în mâini, să știi că trei turete, ce ai pus-o bine în mâini și când te duci știi că ai forță să o împingi. După un prim punct pierdut de către faimoși, iată acum, conducând cu 3-1 în fața războinicilor, am avut alegeri și avem la start noi dueluri. Ghiță împotriva lui Emanuel. Îi ajută Cezar și Emi și Carmen Emanuela și Iancu. 3, 2, 1. Ghița a doua oară în leagăn a pierdut prima dată în fața lui Iancu. Iată, în același timp, fiecare dintre cele două echipe reușește câte o lovitură bună. Au o minge în coșul din mijloc. Aruncă din nou Ghiță, reușește și Ghiță, reușește și Emanuel. Hai să vedem care va reuși lovitura decisivă. A ratat de puțin. Ghiță ratează și Emanuel. Hai, mai repede, repede. Ce tensiune! Se joacă la photo finish aproape. Ambele echipe reușesc. Prea scurtă lovitura nouă. Este lovitura bună pentru Ghiță. Este punctul faimoșilor. 4-1 pentru echipa roșie. Bravo, bravo. Hai echipă, hai echipă, hai! Bravo, bă! Până la capăt, hai! M-a legat bine, nu? Foarte bine. Da, foarte bine. Mamă! Hai ce emoții m-a avut când nu iau punct. Nu te concentrați de mama, dar și el, din două ori acolo. Da, da, da. Minte aici, lăsați în față. Da, 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 da. Ce-o bine, ce? Cel care te lua. Acum atrag eu la Cezar. Tu v-ați tras mult și lung. Da, da, da. Așa ne-am dat și ei. Bravo, Emi. Sunt bine alea primele două. Bă, deci... Asta care alergă după minge, trebuie să ăla... Ăla face tot jocul. Face tot jocul. Bă, asta am zis și eu. El face tot jocul. Și cum o spune mingea în mână, și cum alergă, și cum... Ce zici tu, ca să corectăm, sau ce? Mingea ți-am dat-o prea târziu? Nu, nu, mi-ai dat bine. Da, mi-ai dat bine. Că eram... Cum mă prindeam, mă aruncam. Da, da, da. O să faci altceva. Să bagi mâinile sub scaun și să tragi. Așa, da. Așa am făcut, am ținut bă, da? Eu o să bag mâinile sub, că mai mic. Cum simți tu? Înțeles? Să nu mai tragem de... Nu, nu, să tragi de sub. De poți să exact, exact, exact. Hai, exact. Hai, hai, hai. Haide, haide, haide! 2, 1 și faimoși! Elena, prima o împingi, eu și-o tragi de hai. Bun, stai, mă, okay. Eu ce fac acum? Tu dai mingele. Vrei să-i dau eu mingele sau-i dai tu? Hai, dă-i tu. Patru la 1 pentru faimoși. Un duel al fetelor acum. Emi împotriva lui Carmen Emanuela. Le ajută Elena și Ghiță, iar de la războinici Emanuel și Lola. 3, 2, 1. Hai să vedem dacă va reuși Carmen Emanuela să-i facă față lui Emi. Este o concurentă faimoasă mult mai puternică. Și iată, prima lovitură. Bună reușită deja de către Emi. Probleme pentru războinică, scapă mingea de mai multe ori acolo. Ratează a doua lovitură însă Emi. Avantaj pentru faimoși, să vedem acum lovitură bună și pentru războinici. Egalitate! Următoarea lovitură ratează de puțin războinica. Vine Emi care reușește a doua lovitură. Avantaj din nou pentru faimoși. Faimoasa mai are nevoie de o singură minge în coș și o reușește! Este un neverosimil 5-1 pentru faimoși! Am vrut să te oprești și m-am împiedicat de asta. Bine, rău! Bă! De mijloc! De trei ori, asta e mijloc! Da, mă, m-am împiedicat de asta, că zic că-i plat. Merge. Bun, veniți în coace. La piept, fără să vezi. Dar așa la noroc. Exemplu, ultima dată. Nu l-a și tu de la piept, că de sus și nu mai... Păi așa m-a aruncat-o și pe asta din mijloc, de-aia și mi se nu, pare că... Nu, ai aruncat-o mai la timp, ai aruncat-o și bam, ai aruncat-o. Că-i contratimpul ăla, te dai și înapoi. Exact, dacă ajungi, la fete, totul, maxim, nu mai poți să arunci. La fete, totul depinde de ăla care împinge. Pentru că ele nu au mare forță să arunce. Da. În schimb, trebuie să fie cât mai sus, exact, cât mai aproape. Deci, acum îmi împingi tu. Da. Și Emi, tu alegi după mine. Da. Bun, așa rămâne. Da. Hai să rămâne. Hai. Da, hai. Și băia intru eu și tu mai da să facem aceeași echipă de spate. Că ok, da. E. Da, 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 merge, merge, merge. Bravo, regresat-o. Le acum împingi numai departe. Da, 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 am împingi. Exact, exact. Dar nu contează că i-a simțit bine. Da, simțit. Și prima ai băgat-o blană. Bravo, bravo.
5 la 1 pentru faimoși. La start, Cezar împotriva lui Iancu. Ghiță și Emi îi ajută, Emanuel și Lola de partea cealaltă. 3, 2, 1. Iancu a câștigat un punct pentru echipa lui. Să-l vedem acum pe Cezar. Iată, Iancu reușește deja o primă lovitură bună. A ratat de puțin Cezar. Din nou aruncă Iancu, două lovituri. Avantaj mare pentru războinic. Acum reduce din diferență Cezar. Reușește și el o lovitură bună. Va mai apuca? Nu, este punctul războinicului care reduce din diferență. 5 la 2 pentru faimoși. Haideți, nu, hai, luptăm. Bravo, hai, bravo. Luptăm și ne devenim. E foarte bine, frumos, perfect. Da. Trei, Elena, hai. Cine e? Eu. Eu împing. Împingi? E un pic tare. Cât poți de tare? Tot. Tu alergi. Niciodată nu te oprești. Sau cine? Alerg eu. Hai. Hai. Eu. Cu acolo? A dat 3 din 3. Asta a da, fost. Da. Hai, mai departe. Nu e nimic. Deci cine îmi dă? Eu dau vânt. Ce? Îmi dau vânt la Elena. Așa și tu îmi dai vânt. Fata, mă, Emma. Emma trebuie să dau vânt. Și tu alergi? Și eu dau mingile, da. La 2 pentru faimoși, continuă să aibă o distanță confortabilă echipa roșie. Să vedem duelul dintre Elena și Lola. Le ajută Emi și Ghiță, de partea cealaltă Iancu și Carmen Emanuela. 3, 2, 1. Elena a reușit să puncteze astăzi în fața Carinei. Lola a fost învinsă de către Emi. Să vedem cum vor arunca cele două fete. Ratează amândouă. Se pregătesc din nou, bună lovitura, ba nu, a ratat Elena. A ratat și Lola. Se concentrează mai mult acum, să vedem, aruncă Lola, bună lovitura și în același timp și Elena. Continuă să fie egalitate între cele două, însă vedem acum aruncările. Mai au nevoie de două mingi în coș pentru a aduce puncte echipei. Acum aruncă din nou Lola. Ratează-le puțin, intră până la urmă mingea. A țopăit acolo pe marginile coșului. Până la urmă a intrat. Avantaj pentru războinică acum și punct pentru războinică. Este 5 la 3 pentru faimoși. Bă, da. Nu, am mai avut cu tine asta. Nu era vina lui Emma că se mișca așa. Era cum prindea mingea pe se. Da, da. Nu știu, dar eu zic și ea, da, că ea o uniformizat. Asta, da, asta. Da. Era să nu era vina ei. Da, da. Eu am ce? Zis, hai, nu mai lăsăm niciun timp de aici încolo. Împinge cum trebuie, adică da, vezi că face așa, încerc da, să da, încerca să controleze, da, nu se mai balanseze. Cine acum intră? Ne revenim de aici. Alege, alegem. Iar ales. Ăsta alege, să-ți mai bine. Da. Tu ajungi sus și ai o secundă de stai acolo. Și da, te da, arunci. Nu, era vine, păi te ajută Elan. Vine Elan, hop, hop. I-am exact. Avut Elan, am avut dar ce trebuie. Dar te oprești sus. Au mai redus din diferență războinicii, continuă totuși să conducă faimoșii, scorul este 5 la 3 pentru echipa roșie. Iar acum la start sunt Cezar împotriva lui Andrei, îi ajută Ghiță și Emi și Iancu și Carmen Emanuela. 3, 2, 1! Hai. Am mai văzut acest duel astăzi, atunci a câștigat Cezar. Bună lovitura, reușește din prima. Andrei, o lovitură bună, iată mingea faimoșilor s-a dus foarte departe în tabăra războinicilor. Hai, hai. Și reușește Cezar să egaleze. Aruncă din nou Andrei, avantaj pentru războinici din nou. Gras scurtă lovitura lui Andrei acum, aruncă Cezar departe, însă a lovit marginea și s-a dus mingea departe. A fost aproape Andrei de punct, dar a ratat. Continuă să conducă războinicii cu o minge. Egalează acum Cezar. Va mai apuca să arunce. Sare mingea pentru Andrei. A fost departe. La fel și Cezar. Fii-te-te! Fii-te-te!
Probleme de ambele părți. Care va reuși lovitura finală este a lui Andrei. Și scorul se duce la 5-4 pentru echipa roșie. Bine, bine. Cine? Bravo. Bine, Ema. Tu ești, da? Tu ești, nu? De partea asta. Ah, băi, frate, aveam mingea aici, așa că dau în față și am crezut. N-am văzut un arunc. Am știut, am estimat și am dat. Da, exact. Trei aruncări, te-ai grăbit și uite cum am. Da. Așa. Haide, haide, haideți, haideți. La 4 pentru faimoși, avem la start al 10-lea duel Emi împotriva lui Carmen Emanuela. Le ajută Ghiță și Elena și Andrei și Lola. 3, 2, 1. Emi a învins-o deja astăzi pe Carmen Emanuela. De altfel, faimoasa are 2 puncte din 2 dueluri. Să vedem acum, reușește Emi, deja o lovitură bună. Avantaj pentru faimoși. Aruncă și Emma. Ascunde! Te mai cu poartă! Ratează de partea cealaltă și faimoasa. Tare, tare, tare! Aruncă din nou războinica. A fost aproape, a sărit însă mingea prea departe. Poartă, ține-o mai de jos! Încă o lovitură bună pentru faimoasa. Avantaj de 2 mingi. Așa, de acolo! Se pregătește, se concentrează și aruncă din nou. O minge! Prea târziu însă pentru războinici. Este punctul lui Eni și scorul este 6-4 pentru echipa roșie. Mai scris cine e? Ghiță ia. Da, stai zi. Cine e acum? E mai mult și aici. Exact. Să alegi după. Ce zi? Nu, poți să mai alergi, Emi? Da, normal, n-am ce treabă, las pe ea că e bine așa, nici o treabă n-am. Zi, ai vrut să zici ceva? Să mă trebuie să mă bine și tare. Da, păi să. Haide. Haide aici, haide! Haide! 3, 2, 1 și fai moștri! Dar nu trebuie să vezi asta, trebuie să rupi forță. Că tot în tine o să dea și următoarea dată. Da, da, știu. Trebuie să dai tare, cât poți de tare. Da. Deci tu stai aici cu mingea în față și nu vezi. Mă rog, ultima oară nu mai ziceți, mă dau eu cum cred. Știi cel mai bine? Ok, bine, hai, poți să dai și de aici, știi? Hai, Iancu, da. Hai aici, hai. Hai, multă putere, mâini. Eee, războinici! Din nou conduc faimoșii cu 2 puncte, scorul este 6-4 pentru echipa roșie. La start, duelul 1 se reeditează, Ghiță împotriva lui Iancu. 3, 2, 1. Iancu este neînvins până acum în acest duel. Are chiar 2 puncte și iată o lovitură bună pentru Iancu, dar reușește replica și Ghiță imediat. Acum ratează Iancu. Ratează și Ghiță. Care va reuși a doua lovitură bună. Se concentrează amândoi, aruncă acum la țintă, reușește Ghiță, a sărit mingea de la Iancu. Va reuși să și obțină punctul faimosul, ia să vedem, aruncă și este bine. Câștigă faimoșii încă un punct, 7-4 pentru echipa roșie. Trebuie ratat. Hai de aici. Nu, nu, nu vă mai grăbiți, nu vă mai grăbiți. Bate, hai. Hai, bravo, bravo, bravo. Bravo. Cine e acum Lola, da? Scuze, scuze. Da, e Lola. Tu ești, eu te împing. Așteaptă. Emi împinge tare, foarte tare împinge. Așteaptă să ajungi la punctul maxim sus. Și în momentul în care urci, tu simți că e punctul maxim. Și atunci aruncă. Și fii atentă. Bagă mâinile sub și împinge cu două mâini. Okay. Cu două. Hai că alergi. Hai. Și noi strigăm cu zilei, da? Eee, războinici! Dacă împinge în stânga, împinge cu dreapta. Ok, deci... Dar cu două mâini. Din două mâini. Exact. Hai, 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 hai